Bun găsit, sunt Flavia Voina. Alături de mine, într-o nouă ediție de Cum Să, este Amada Bălțățeanu. Bun venit! Bine v-am găsit! Trainer, profiler, un om care știe să lucreze cu adulții și cu tinerii și cu adolescenții. Și cu adolescenții, da. Cred că e partea aia cea mai provocatoare. Ah. Nu-mi place cuvântul, dar realmente de data asta e pus corect. Bun. Spre ei aș vrea să ne orientăm un pic în următoarea perioadă. Nu exclusiv, dar cred că acolo apare prima oară această problemă la părinți. Este din nou o sugestie care a venit înspre noi, ceea ce mă bucură foarte tare. Și contextul ar fi cam așa. Avem un cuplu de părinți și un copil, adolescent, care începe să dezvolte interese pentru sexul opus, pentru ieșit la o plimbare, pentru ieșit la un film. Înțelegi direcția? Da, da. își diversifică acum activitatea. Iar părinții, și nu numai mama care este soacră, ci uneori și tatăl, nu acceptă întotdeauna alegerea copilului sau nu aprobă sau li se pare că adolescentul lor de acasă putea să facă o altă alegere. Cum facem să nu sărim atât de tare pe relațiile copilului, fie vorba de o relație cu sex opus, fie vorba de prieteni care pot să reprezinte o, nu știu, influență și așa mai departe. Cum facem să, dacă e cazul, să-i dăm de înțeles copilului într-un fel sau altul că nu este cea mai bună opțiune aceea, fără să fim agresivi, fără să ne impunem punctul de vedere? Cred că orice variantă ar apărea, din perspectiva părintelui, ceva tot îi lipsește. Un lucru, dacă nu... Tot va fi nemulțumit părintele. Dacă nu mai multe, da. Pentru că e copilul nostru și noi chiar vrem să-i fie bine, dar de multe ori, nu știu, poate binele pe care noi îl vedem nu e neapărat binele lui. Mă uitam cum lucrurile se schimbă mult față de cum le trăiam noi în spate și încep ei să fie mai atenți la cum se îmbracă, la cum arată, încep să observe fetele, băieții din jur cu mai multă atenție la vârste mai mici. Și atunci ideea asta că îmi place de cineva sau deja formează un cuplu, se țin de mână, spunem că mă iubești și alte lucruri, se întâmplă de la vârste mult, mult mai mici și chiar am un exemplu așa în minte care îmi vine acum de tineri care la noi sunt în programul de junior și îmi spunea unul dintre băieței că eu și împreună cu iubita mea și am zis: ce faceți voi împreună? Mergem la film, mergem de mână în parc, dar foarte sigur când a zis eu împreună cu iubita mea. 12 ani? 12 ani. Cam pe acolo, da? Copilul? Deci la clasa 6-a cam 12 cam ani în medie. Și cumva ei integrează conceptul inițial. Da. Și apoi mici acțiuni care înseamnă de fapt un timp petrecut împreună, poate diferit față de ce se întâmpla până atunci. Cresc, normal că merg de mână, merg la film și încep să lărgească opțiunile pe care le au. Într-adevăr, grija părinților este, e potrivit, nu e potrivit. Au valori comune sau nu? Interesele sunt similare sau nu? Gașca fiecăruia, că fiecare de obicei vine cu o gașcă. Vine și cu o gașcă, apoi da, cumva intră unul în gașca celuilalt. E potrivită sau nu? Vârsta. Sunt apropiați de vârstă? Nu. Preocupările. Și sunt atât de multe filtre și câteodată poți să descoperi, făcând așa analiza asta rapid, că nu trebuie să o faci neapărat în scris pe foaie, să-ți dai seama că, din punctul tău de vedere, da, pentru, adult părinte, da, că nu e ce trebuie. Nu e ce trebuie relația asta. Și atunci ce faci? Aștepți ca și copilul să ajungă la o concluzie similară? Încep să dai semnale că nu e ce trebuie? Aici cred că e bifurcație, să știi. Pentru că ești părinte de fată, da, da? Ești mult mai îngrijorat și mult mai grijuliu ca să nu se întâmple lucruri care să-i apropie pe ea atât de mult și să relația asta să devină din ce în ce mai strânsă, încât fata ta, pe care ai crescut-o și nu știu, care îi dorești o bine din lume, să zic că mă mut de acasă. Mă duc la iubitul meu. Da. Sau dacă nu sunteți de acord cu treaba asta, uite ce fac.
Da. Părinții de băieți, un pic mai lejeri. Nu înseamnă că n-au nicio grijă, dar se uită la lucruri în sensul în care, băi, până la urmă, fiecare relație înseamnă o experiență. Și nu mă duc neapărat cu mintea la relații care să fie bazate pe foarte multă apropiere sau intimitate. Da. Ci pur și simplu, o experiență din care învață. Dar e un pic mai lejeră abordarea, pentru că nu se gândesc neapărat la lucruri care pot să derive din relație și care să lase niște consecințe abrupte pe tot parcursul vieții. Da? Atunci, e un pic diferită abordarea părinților de fete și părinților de băieți. Dar până la urmă ne întoarcem la copiii noștri și știm că vrem ca să-și găsească pe cineva cu care petrec timp, care să fie pentru copil o prezență bună, da, benefică. Uh-huh. Nu prea putem să controlăm. Să te duci să-i spui, băi, nu-mi place, e foarte riscant. Tu zici, păi da, spun ce gândesc. E adevărat, spun ce gândesc, dar dacă lui îi place mult sau dacă ei îi place mult și tu îi spui mie, nu-mi place, cum crezi că va acționa? Va percepe și va acționa, da. În primul rând... Mie mi-e teamă de această abordare. Mi-e teamă să spun, nu-mi place. Păi ferește-te de ea. Da, asta spun. Chiar nu aș face-o, pentru că mă gândesc că nasc o aversiune împotriva mea și că nu obțin deloc ceea ce aș dori să obțin. Păi da, pentru că la momentul respectiv lucrurile la nivel de subconștient se produc așa. Alianța va fi brusc în direcția persoanei pe care o place și tu nu ești în alianță, ci ești în opoziție și atunci pe tine, pe tine te va îndepărta ca fiind dușman. Și atunci normal că grijile tale și semnele de întrebare e bine să ajungă și la copilul nostru. Da. Da? Atunci ce faci? Poți să întreb, dar cum vă este împreună? Ce îți place cel mai mult la... Dar nu știu, care au fost lucrurile care până acum n-au fost ok pentru tine? Genul ăsta de întrebări foarte atent puse îl fac pe omul care răspunde să conștientizeze. Uite, îmi place, nu știu, care grijă de mine, că râdem împreună, că avem niște activități, că fac lucrurile care îmi plac mie, care și îmi plac, pot să le fac în continuare. Și, da, băiețelul meu când era mic, mi-a zis așa, îmi place de colega mea de la școală pentru că e ca un băiat în corp de fată. Da. Și am zis, dar sună bine, dar cum ai descrie tu asta, băiat în corp de... Adică joc eu fotbal, joacă și ea fotbal, jucăm leapșa, joacă leapșa. El ce povestea de fapt? Într-un fel foarte simplu, povestea despre lucrurile alea pe care le are în comun cu celălalt și care îi plac foarte tare. Da. Ei, la cei mai mari, baza rămâne aceeași. Sigur. Lucrurile pe care le avem în comun și apoi e atracția asta care poate să fie de diverse forme, de la feromoni, hormonal, cum vrem noi să le ducem. Dar nu m-aș duce atât de mult în profunzime cât m-aș opri la mine ca părinte. Și să am în minte ideea de doar de a-l conștientiza pe celălalt, dar nu prin afirmații. Aș face conștientizarea asta prin întrebări. Prin întrebări, pentru că întrebările sunt cele care ne fac să gândim. Și întrebările ne pun mintea la contribuție și întrebările, cum să zic eu, la orice întrebare pe lumea asta, creierul nostru generează un răspuns. Da. Okay? Minimum. Diferența este dacă răspunsul ăla o să-l și exprim cu voce tare, dar și dacă nu le exprim, el e în capul meu. Corect. Deci eu când întreb pe băiatul, nu știu, care sunt lucrurile care, nu știu, nu te mulțumesc pe tine sau nu merg bine între voi, el poate să-mi zică mie, totul e bine. Dar la întrebarea mea, mintea lui a generat minimul răspuns. Care îi rămâne, da? Se procesează și îl însoțește peste tot. Chiar dacă nu ți-l spune ție, răspunsul este acolo. Este acolo, pentru că asta trebuie să știm noi. Nu trebuie neapărat că ei să ne spună, pentru că dacă ei ar veni să zică, bă, nu-mi place asta, asta, se așteaptă ca tu, ca mamă sau tu, ca tată, să spui, păi și de ce mai stați, mă, împreună? Da. Adică, și nu o să-i placă poziția asta, dar în schimb, faptul că își dă niște răspunsuri, care sunt ale lui, și nu sunt preluate, și nu sunt la modul ăsta, eu cred că nu e bine să faci asta, lui o să-i dea, sau eu o să-i dea de gândit, și astfel de lucruri se așează în minte, pentru că oamenii nu se despart pentru că cineva spune, băi, mie nu-mi place relația asta. Trebuie să apară ceva suficient de important, suficient de serios, care să producă acea ruptură.
Am zâmbit pentru că mă gândeam cât de important este să transmiți un mesaj despre o relație nepotrivită, nu prin vorbe. Pentru că asta mi se pare că ar provoca respingere. Nu vreau să aud asta. Da, nu vreau să faci pe cineva să înțeleagă ceva. Dintr-o altă sferă, și la tineri, părinții mei, o experiență de acasă, părinții mei destul de tineri în viață, tata primea des, foarte des, prieteni în casă, care se uita la meci, beau bere și stăteau cu orele. Ceea ce însemna că relația lor de cuplu dintre mama și tata era deranjată puternic de prezența altor bărbați pe o perioadă lungă de timp, repetat. Sau în mod constant, că de fapt asta e constanța. În mod constant. Și mama a acționat fără vorbe. Ce a făcut? S-a asociat lor, se uita și la meci, stătea cu ei, după care tata spunea, mi-e foame. Și eu mă spunea, n-am putut să gătesc nimic pentru că am stat cu băi la masă. Avem să cumpărăm, nu mai avem bani. Am cheltuit banii pe bere pentru invitații care au dorit să servească ceva. Să bea o bere, da. Și nu mai avem bani. Vizitele s-au rărit și au căpătat un ritm mult mai firesc. Corect. Viața lor de cuplu a redevenit una normală și prietenii au rămas. Nu-i problemă. Dar nu ca o prezență constantă în apartamentul lor. Uite, e un subiect fain la care să te uiți, pentru că poți mi-a povestit că l-a pus mult pe gânduri chestia asta. Păi poți să obții lucruri fără să fii în forță. Mm-hmm, asta zic. Forță înseamnă să nu mai vină. Da. Da? Să interzicem. Da, da. Gata. Sau, uite, ei vin de doar pe săptămână, să vină o dată la două săptămâni. Foarte da. Directiv. Adulții la directiv nu reacționează bine, oricum ar fi. Da. Acum, tinerii noștri de acasă, nici ei, după o anumită etapă de vârstă, cam de la 13 ani, așa când intră în preadolescență, apoi adolescență, nici ei nu mai reacționează bine la directiv. Și atunci noi trebuie să știm că dacă vrei niște efecte și nu doar descărcare și lucruri care se bifează, da. Abordarea se schimbă. Cum se schimbă? Nu există vreo carte cu rețeta perfectă. Exact. Dar încerci, uite, încerci metoda asta în care eu fac o schimbare. Pentru că marea șmecherie pe cum apar schimbările nu este să aștepți ca celălalt să schimbe ceva, ci să practici tu o schimbare comportamentală care va genera în celălalt o schimbare comportamentală. Deci cumva plecând de la schimbarea ta, de la tine, dacă tu stai și spui, ar fi fain să vină o dată la două săptămâni și ar zice, da, ar fi fain, să mă gândesc la asta. Dar deci nu intră în dezacord cu tine sau în contradicție, dar nu se întâmplă ceva. La tine sau mai puțin de atât la adolescenți, nu cred că se pot aplica astfel de exemple ca de la părinții mei, în primul rând pentru că ei nu se gândesc să le ducă acolo. La tineri eu aș rămâne mult pe storytelling și anume lucruri pe care le povestești. Okay. Despre oameni pe care îi știi, despre alți tineri, situații care au ajuns la tine și care... Exemple care... au avut niște urmări și niște efecte și care n-au fost bune exact pentru acei tineri, pentru că storytelling, cum am zis, funcționează bine de tot și nu este despre eu îți spun că, ci doar se întâmplă lucruri în jurul nostru și uite cum au evoluat. Noi le menționăm și atât. Le menționăm și partea asta de întrebări. Dacă tu vrei să-l conștientizezi de minusuri, atunci, într-adevăr, întrebările oricum, în general, sunt cele care influențează. Întrebările sunt cele care ghidează o discuție, controlează o discuție și voi știți bine în radio lucrul ăsta. Același lucru e bine să le avem în minte și pentru relația cu copiii noștri. Acele întrebări pe care le avem în minte, pe care le exprimăm și unde mintea lor, creierul lor începe să proceseze încă o dată, fie că vorbesc, fie că nu vorbesc despre asta, lucrurile în mintea lor se produc și își dau răspunsuri. Și noi ar trebui să mergem pe această cale a exemplelor despre care putem vorbi, a lucrurilor pe care le aducem în atenție și cred că ar trebui să ne înarmăm cu ceva răbdare. Cu ceva răbdare. N-aș vrea să rămână cineva cu senzația că eu ca părinte nu-mi spun părerea. Okay. Dar cum aș face? Aș face așa. Uite, dacă vrei să stăm de vorbă și să zic părerea mea, da? Zi-mi și ne găsim timp.
dar să vină să ceară părerea ta. Ok. Pentru că noi ce facem? Ne aruncăm părerile continuu, da? Și ei sunt obosiți de câte mingi prind cu păreri de la noi. Încă una. Și atunci aș merge pe întrebări, aș merge pe storytelling și aș lăsa tot timpul ușa asta deschisă. Okay. Hai să vorbim, sau dacă vrei să auzi modul meu de gândire sau o idee a mea sau ceva din ceea ce poate am experimentat eu și poate să fie de ajutor, oricând. Lasă-ți disponibilitatea și răstai, asculți, ești pe aproape. Și dacă lucrurile merg în direcția pe care o dorim și vede că relația, fie de prietenie, fată-băiat, fie de prieteni, cerc de băieți sau fete, nu este potrivită și înțelege și el că nu e potrivită pentru el, să nu-i spun, ți-am zis eu. Asta cu ți-am zis eu cred că trebuie eliminată total din... Așa. Este un comportament pasiv-agresiv, efectiv. Deci e momentul ăla în care vrei doar să-i subliniezi celuilalt cât de deștept ai putut să fii tu la un moment dat și cât... Fraier a fost el. Cât de varz a fost el la momentul ăla. Nu construiești nimic acolo. Ți-am spus eu sau... Eu știam de ceva vreme. Bine că ai observat și tu. Bine, da, deci avem. Eu cred că există în fiecare dintre noi. Și dacă putem să ne abținem, să nu le turuim pe toate, da, idealul este să evităm total. Dar aș merge pe varianta asta în care nu scot în evidență cât de fraier a fost. Ok. Pentru că asta îl face pe el să-ți demonstreze ție data viitoare, că el a avut dreptate și tu ai fost cel fraier. Uh-huh. Și atunci ce facem? E o fugă dintre asta de la unul la altul, în care fiecare își arată mușchii și unde, în final, relația are de suferit, că asta trebuie să știm noi. Clar. Ne-am arătat mușchii, au fost din ce în ce mai bine conturați, am băgat și steroizi și proteine și tot ce s-a putut și la final suntem doi străini. Deci naștem un război. Naștem o distanță între noi. Ne punem pe poziții opuse. Așa? Nu mai suntem parteneri. Eu asta aș vrea să avem cu toții în minte. Cât de important e să le arătăm că noi le suntem aproape și ceea ce vrem pentru ei e bine și când au nevoie de noi să vorbim, să povestim sau să spunem ceva, oricând suntem acolo, iar altfel lucrurile se întâmplă mult prin întrebări și ascultare. Și cred că mai este o situație, aceea în care evaluarea noastră ca părinte este greșită. E pe reperele noastre, nu? Și persoana respectivă chiar e potrivită copilului nostru. Și atunci ar trebui să înțelegem noi că evaluarea nu e pentru noi, ci exact cum spui, nu e pentru și după reperele noastre, ci pentru el ca ființă independentă de noi, funcționează bine. Funcționează bine. Nu avem cum să știm viitorul. Deci nu, chiar nu-l citim. Oricât de buni poate credem că suntem în a anticipa niște lucruri, unele ne surprind și ne surprind zilnic. Și nu e rușine să spui, băi, am crezut că nu e potrivit, dar uite, s-a dovedit că e ce ar fi trebuie. Genial. Ar fi genial pentru că asta arată despre noi că suntem oameni și admitem că atunci când facem lucruri bune, admitem oricum. Dar admitem și că lucrurile nu ies bine. Admitem. Și lăudăm cu... Da. Și mai mult decât atât. Așa e tot timpul la mine. Da, exact. De ce te miri? Da, de ce te miri? Pentru că atunci suntem foarte tangibili pentru ei. Uh-huh. Și suntem oameni și nu suntem supereroi. Și facem și lucruri bune și facem și greșeli. Și asta le arată că, până la urmă, pot să ne vadă ca pe niște modele pentru că reușesc să ajungă la noi. Storytelling... Ideea că nu e despre noi, ci e despre ei, că evaluarea noastră, chiar dacă e făcută cu bune intenții, poate fi și greșită. Corect. Și întrebări. Și întrebări multe. Întrebări multe și nu maraton și nu ca la poliție. Da? Ok, întrebări multe, cum ar veni? Multe timp, în sensul timp. Îți pun o întrebare astăzi și dacă simt că ai disponibilitatea pentru mine și pentru discuție, poate îți mai pun o întrebare. Mai las câteva zile să treacă, mai îți pun o întrebare. Uh-huh. Deci totul este cu răbdare. Pentru că dacă vreau ca lucrurile se întâmple acum și acum îți pun cât mai multe întrebări,
omul o să zică, da, ți-ai propus ceva astăzi cu mine și la finalul seriei să avem cumva și un, nu știu, o schimbare. Ce-i cu interogatoriul ăsta? Da, nu, nu, evităm asta, total evităm. Dar să ai întrebări pe care să le pui din timp în timp, să fii atent și să arăți că ești acolo ca să ajuți, mie mi se pare valoros. Și să știi, să deschizi ușa, să lași ușa deschisă și mai mult decât atât, copilul să înțeleagă că ușa e deschisă și poate să vină tot timpul la tine. Trebuie ca să ținem mult de mesajele pe care noi le lăsăm. Uh-huh. Oricând vrei să vorbim, sunt aici. Și când vine, poate vine. Nu o să vină prea des, pentru că ei nu sunt atât de vorbăresc cu părinții. Își aleg alte persoane. Dar când vine, cu siguranță, indiferent ce ai face, te oprești și profiți de momentul ăla. Și îl asculți și ești acolo. Asta este, ascultă. Mulțumim frumos! Ușa noastră este deschisă și dacă aveți sugestii sau dorințe de teme de dialog la cum să, vă rugăm să ne scrieți, vom fi aici cu răspunsurile. Mulțumesc, Amanda!